doamnelor și domnilor la știrile TVT. Grație unui proiect derulat de Municipalitatea Vasluiană, școala numărul 3 din această localitate a fost consolidată și reabilitată. Unitatea de învățământ a fost dotată și cu echipamente informatice. Proiectul a avut drept obiectiv consolidarea și reabilitarea școlii numărul 3, dotarea școlii cu calculatoare, refacerea acoperișului corpului A și B și refacerea sălii de festivități din corpul A. Proiectul a fost parte a axei prioritare a programului operațional și domeniul major de intervenție, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3-4, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, adoptării școlilor din municipiul Vaslui pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterea participării populației școlare și adulților la actul educațional. Acum ar trebui să ne gândim la un alt proiect pentru a egaliza șansele copiilor care învață în corpul A față de cei care învață în corpul B, având în vedere standardele europene la care arată corpul B și întreaga școală de ansamblu, vorbesc de exterior, acoperiș și, cum a spus colega noastră, colega de laborator. Pentru noi, este un lucru extrem de important faptul că avem un laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.248.998 lei. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a adoptat și urmează să adopte un set de măsuri pentru a veni în întâmpinarea producătorilor agricoli. Una dintre acestea vizează acordarea unui ajutor de minimis 100 de lei pe hectar pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă fermierilor cu suprafețe de minim 1 hectar și maxim 10 hectare cu culturi agricole în teren arabil. O altă măsură vizează majorarea plafonului plăților naționale complementare pe suprafață. Producătorii agricoli urmând să primească nivelul maxim al acestora. Având în vedere efectele secetei din toamna anului 2011 și anul 2012, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a adoptat și urmează să mai adopte o serie de măsuri pentru a deveni sprijinul producătorilor agricoli. Pentru compensarea pierderilor cauzate de secetă, menționăm, în afara ajutorului de minimis care se derulează în prezent cu depunerea cererilor de către fermieri până pe data de 15 octombrie an curent, și alte măsuri, precum creșterea plafonului plăților naționale complementare pe suprafață, producătorii agricoli urmă să primească nivelul maxim al acestora, de asemenea micșorarea tarifului pe 1000 metri cu derivare a apei de irigații cu circa 20%, achitarea de către beneficiari a volumului util de apă și posibilitatea retehnologizării stațiilor de pompare aparținând organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații prin măsura 125 și din Programul Național de Dezvoltare Rurală pe perioada 2007-2013. Bugetul alocat acestei măsuri va fi suplimentat până la circa 60 de milioane de euro. De asemenea, mai menționăm și constituirea unui comitet antisecetă, din care vor face parte reprezentanții structurilor asociative patronale, profesionale, sindicale, care vor identifica cele mai bune modalități de a veni în sprijinul fermierilor care au fost afectați de efectele secetei din toamna anului trecut și din această dată. În completarea acestor măsuri pentru sprijinirea campaniei de toamnă, APIA va elibera încă din data de 25 iulie, advenință pe baza cărora fermierii pot obține finanțare din partea băncilor. Au semnat deja acordul cu Agenția de Plăți și Fondul de Garantare. Pe baza acestei advenințe, fermierii respectivi au posibilitatea de a lua un credit de 95 de euro pe hectar. Campania agricolă de toamnă este în toi. Până la ora actuală, floarea soarelui consum a fost recoltată în procent de 83% din suprafața totală. În schimb, floarea soarelui sămânță a fost recoltată 100% de pe suprafața de 336 hectare, producția medie realizată fiind de 1115 kg pe hectar. Porumbul babe consum a fost recoltat în procent de 22%, 21.893 hectare din totalul programat de 299 hectare, iar producția medie realizată este de 950 kg pe hectar. Campania de recoltare a culturilor agricole în județul Vaslui este în curs de desfășurare. Floarea soarelui consum a fost recoltată până în prezent în procent de 83% dintr-o suprafață totală de 50.335 hectare, iar producția medie obținută este de 1215 kg pe hectar.
Folosim doar de consum, recoltat în procent de 22%, pe o suprafață de 21.893 de hectare, cu o producție medie obținută de 853 kg pe hectar. De asemenea, struguri de masă au fost recoltați în procent de 70% de pe suprafața totală de 274 de hectare, iar producția medie este de 4.487 kg de hectar. Putem spune că producțiile medii obținute în acest an agricol sunt la jumătate față de producțiile medii obținute în anul agricol anterior, însă putem spune că în continuare fermierii noștri își derulează activitățile de sezon și în prezent suprafața totală de teren eliberat este de 93.570 de hectare, iar pe 38.850 de hectare au fost realizate arături. Până în prezent a fost înființată cultura de rapiță, un procent de 57% dintr-un program total de 18.264 de hectare, urmând ca în perioada optimă să fie înființate și celelalte cerealiere de toamnă, orzul și grâul. De asemenea, se recomandă eliberarea suprafețelor agricole de resturi vegetale și lucrările de arat pot continua pe acele suprafețe de teren care prezintă o bună aprovizionare a solului cu apă într-un strat de 0,20 cm. Suprafața totală de teren eliberat este de 93.570 hectare. Arăturile au fost realizate pe 38.850 hectare. Continuăm cu știrile pe scurt. Beneficiarii de pensii speciale din județul Vaslui au de restituit către bugetul de pensii peste 10 miliarde lei vechi. Acesta este rezultatul celor două recalculări succesive ale pensiilor speciale operate în timpul guvernului Boc. Din cei 38 de pensionari care au pierdut procesele, majoritatea sunt grefieri, adevărate victime ale sistemului. După ce, în baza unor legi speciale, au fost nevoiți să iasă la pensie la vârsta de 55 de ani, lucrătorii din instanțele judecătorești s-au văzut și cu locurile de muncă pierdute și cu pensiile tăiate. Poștii pensionari de lux din județul Vaslui sunt datori vânduți la stat. Debitele de restituit, în valoare de peste 1 milion de lei, reprezintă sumele primite de pensionari în baza unor hotărâri judecătorești care le-au dat câștig de cauză împotriva recalculării pensiilor. În baza legii numărul 119 pe 2010, în luna august 2010, Casa Județeană de Pensii Vaslui a efectuat operațiunea de recalculare a pensiilor speciale. În replică, în cursul aceluiași an, poștii pensionari de lux au formulat pentru prima oară acțiuni în instanță împotriva recalculării pensiilor speciale. Inspectoratul de Poliție a județului Vaslui este la jumătatea acțiunii de verificare a autovehiculelor destinate transportului școlar, în evidențele polițiștilor Vaslui, fiind 46 de astfel de autovehicule. Până în prezent nu au fost constatate nereguli cum ar fi inspecția tehnică periodică, expirată, lipsa asigurării RCA sau conducerea acestora de către șoferi care nu au certificate de competență profesională, a precizat ieri inspector principal Mihaela Ștrau, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Acțiunea, care are loc la nivel național, este derulată împreună cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai primăriilor. În acest sens, până în prezent, la sediul primăriilor sau unităților de învățământ au fost controlate 1.979 de microbuze din cele 2.238 înscrise în baza de date a autorităților. Echipele de control au verificat în special valabilitatea inspecției tehnice periodice, existența asigurării de răspundere civilă auto obligatorie și dacă șoferii dețin certificate de competență profesională, categoria corespunzătoare a permisului de conducere și valabilitatea acestuia. Agenții economici pot solicita de la Consiliul Concurenței scrisori de îndrumare. Acestea sunt noul instrument prin care Consiliul Concurenței acordă îndrumare la solicitare atunci când în relațiile comerciale dintre întreprinderi apar îndoieli serioase cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul concurenței. Principalul scop al scrisorilor de îndrumare este de a veni în sprijinul întreprinderilor pentru ca acestea să-și poată evalua în cunoștință de cauză faptele lor cu privire la înțelegerea respectiv practică, comportamentul altor firme cu care se află în relații comerciale sau care au poziție dominantă. Solicitarea poate fi de către o întreprindere sau un grup de întreprinderi care au încheiat sau urmează să încheie o înțelegere practică ce poate intra sub incidența legislației în vigoare. O solicitare de scrisoare de îndrumare se poate face pe baza unei cereri, nu a unui formular tip care cuprinde întrebările, probleme ce ar putea să apară, a spus Artemiza Palaghiu, inspector șef al Inspectoratului de Concurență Vaslui.
la cererea sa, Dece Balsăraru a renunțat la funcția de director executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, postul său fiind preluat de adjunctul Mihai Ponea. Dece Balsăraru a luat această decizie invocând motive personale și a cerut transferul său pe postul de șef serviciu inspecție. Decizia i-a fost aprobată pe data de 14 septembrie, ceea ce înseamnă că postul este vacant și va fi ocupat prin concurs. Săraru, care se află în acest moment în concediu de odihnă, a invocat motive de sănătate atunci când a ales să demisioneze din această funcție. Dosarul de înșelăciune în care figurează Nicoleta Chiper, fosta directoarea combinatului de tricotaje SC Varotex SA, care și-a băgat firma în faliment, s-a aflat ieri, la primul termen, la Curtea de Apel Iași. Aceasta a fost condamnată în 1 aprilie la 4 ani de închisoare de către Tribunalul Vaslui, o pedeapsă mică în comparație cu efectul urmat. Numai puțin de 18 firme fac parte în acest proces, pentru care procurorii au condus o anchetă timp de 6 ani de zile. Deși amploarea pagubelor este deosebit de mare și cu efecte devastatoare pe piața economică a județului Vaslui, a fost trasă la răspundere doar fosta directoarea firmei. Apelul a fost făcut de inculpată tocmai în 1 mai, în paralel cu apelul făcut de autoritatea pentru valorificarea activelor statului București, care se ocupă de vânzarea prin licitație a activelor societății falimentare. Potrivit unor statistici din Registrul Comerțului, Varotex SA a avut profit doar în 1999, acumulând apoi datorii de 11.265.158 lei până la finalul anului 2004. Continuăm cu știrile. Incendiile dau de lucru pompierilor vasulieni. Pompierii de la secția Huși au fost solicitați să intervină pentru stingerea a două incendii. Primul incendiu s-a produs la acoperișul unei locuințe din municipiul Huși. La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de 40 de metri pătrați din acoperișul de tablă pe astă reală din lemn. Se pare că focul a pornit de la un cablu electronic deteriorat. La ora 16:26, pompierii hușeni au fost solicitați în localitatea Valea Grecului din comuna Duda Iepureni pentru lichidarea unui incendiu la un depozit de furaje. Focul a cuprins 15 tone de lucernă, 6 tone de coceni, 3 tone de fân și 8 metri pătrați din acoperișul adăpostului de animale. Cele două echipaje de pompieri mobilizate la fața locului au lucrat pentru stingerea incendiului timp de 2 ore. Din cercetările efectuate, se pare că fiul proprietarului, în vârstă de 5 ani, lăsat nesupravegheat, s-a jucat cu focul în apropierea depozitului de furaje. Pompierii de la detașamentul Vaslui au intervenit ieri, în jurul orei 20, pentru salvarea unei bovine căzută într-un canal în localitatea Gura Bustei. Întâlnirea de lucru cu inspectorii pe specialitățile istorie și științe socio-umane s-a desfășurat în intervalul 3-5 septembrie la Olănești, la Consfătuire, fiind prezent și profesorul Vasulian Nicolae Ionescu. În perioada 3-5 septembrie, majoritatea inspectorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au fost prezenți la consfătuiri naționale pe discipline. Este și cazul profesorului Cristin Ciubotariu, prezent la o întâlnire de lucru a inspectorilor de artă, care a avut loc la Alba Iulia. În zile de 3-5 septembrie 2012 s-a desfășurat consfătuirea inspectorilor de istorie, științe sociale la Olănești, unde s-a analizat activitatea profesorilor de istorie, științe sociale în anul școlar trecut și s-au stabilit sarcinile ce stau în fața învățământului preuniversitar în domeniul societate, științe și societate în anul școlar care recent a început. Cu acest prilej au fost prezentate structura anului școlar 2012-2013 și planurile cadru de învățământ pentru anul 2012-2013, precum și programele școlare valabile în anul școlar 2012-2013. Totodată s-a prezentat modul de efectuare a inspecțiilor școlare și faptul că manualele școlare folosite anul trecut sunt valabile și în acest an. La Alba Iulia a avut loc consfătuirea inspectorilor de artă. La întâlnire a fost prezent și profesor Cristin Ciubotariu de la ISJ Vaslui. La Olănești s-a desfășurat în intervalul 3-5 septembrie consfătuirea inspectorilor având specialitatea istorie și științe socio-umane. Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui la întrunire a fost profesorul de istorie Nicolae Ionescu. În școlar să aibă loc consfătuirile inspectorilor de specialitate pentru a se analiza situația la învățătură în anul școlar anterior și a se stabili prioritățile pentru anul școlar care recent a început, respectiv 2012-2013. Astfel, la Olănești, în zilele de 3-5 septembrie, a avut loc
consfătuirea, inspectorul de istorie, științe socio-umane, care a avut la ordine de zi această problematică enunțată anterior, arătându-se menirea acestor discipline, relevându-se menirea acestor discipline în dezvoltarea învățământului românesc. Consfătuirea a adus în discuție, printre altele, diagnoza procesului educațional din anul școlar 2011-2012 pe discipline, cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2012-2013, prioritățile învățământului preuniversitar pentru anul școlar 2012-2013, prezentarea unor planuri manageriale, precum și propuneri de lucru la nivelul fiecărei discipline în parte pentru anul școlar în curs. Bienala de umor Constantin Tănase va avea și în acest an un program secțiunea caricatură. Pe perioada festivalului cunoscut și apreciați, caricaturiști din țară vor expune la vaslui. Pe perioada Bienalului de umor Constantin Tănase vor fi vernisate numai puțin de 6 expoziții. Asupra a 3 dintre acestea, care se vor consuma luni 8 octombrie, vom face referire în cele ce urmează. Prima, în ordine cronologică, este expoziția concurs cu jurizare Salonul Internațional de Caricatură, care va avea loc la sala Arta a Muzeului Județean Vaslui. Vor rosti scurta locuțiuni Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, primar Vasile Pavel, critic de artă Valentin Ciucă, președintele jurului concursului, și Laurențiu Chiriac, directorul Muzeului Județean. Vor urma medalionul și evocarea Ioan Mancaș, organizator devotat al festivalului Umorului Constantin Tănase, proiecție film și alocuțiuni rostite de Valentin Ciucă și Laurențiu Chiriac. Vor reține atenția și prezentarea catalogului Salonului Internațional de Caricatură, făcută de Valentin Ciucă, Bogdan Ulmu și Constantin Tofan, precum și decernarea Marelui Trofeu a premiilor și a mențiunilor pentru laureații concursului. Cea de-a doua expoziție se intitulează Ile Caragiale, un omagiu planetar, colecția Nicolae Ioniță, care va fi vernisată în foaierul Casei de Cultură Constantin Tănase. Vor fi prezenți Dumitru Buzatu, Vasile Pavel și Laurențiu Chiriac, care vor rosti și alocuțiuni. Va fi făcută o amplă prezentare a catalogului de către Valentin Ciucă, Bogdan Ulmu, Gruia Novac și Nicolae Ioniță. A treia expoziție a zilei de luni se va intitula Portrete contemporane și va avea loc de la orele 12, tot în foaierul Casei de Cultură. Alocuțiunea va aparține lui Laurențiu Chiriac, iar prezentarea expoziției va intra în atribuțiile criticului Valentin Ciucă, ale scriitorului Bogdan Ulmu și caricaturist Cristian Vecerdea. Haideți să vedem unde sunt amplasate radarele. Urmează știrile din sport. Campionatul de fotbal al juniorilor a programat duminică etapa a doua. Formațiile vasluene au cedat pe linie în fața grupărilor din Roman și Iași. Duminică au avut loc meciurile rundei cu numărul 2 din cadrul campionatului de fotbal al juniorilor A 18 ani și B 16 ani. Echipele liceului cu program sportiv vaslui formate din jucători mai mici din an, grupele de la LPS Roman, în deplasare, în fața cărora au pierdut la scor. Juniorii A, pregătiți de profesor Liviu Bălăută, au cedat cu scorul de 7-1, în timp ce juniorii B, antrenați de Petru și Livind, au pierdut cu 5-0. Înfrângeri au înregistrat și fotbaliștii de la FC Sporting Vaslui în partidele de pe teren propriu susținute cu CSMS Iași. Juniorii A, antrenați de profesor Gabriel Iordache, au pierdut cu scorul de 3-0, pentru că juniorii B, pregătiți de profesor Ionuț Chiochiu, să cedeze cu 2-0. Divizia A de handbal masculin va debuta la finele săptămânii. HC Vaslui va evolua la Iași în compania Politehnicii.
Sâmbătă, 22 septembrie, se va da startul campionatului Diviziei A de handbal masculin, ediția 2012-2013. În seria A se va disputa și meciul Politehnica Iași HC Vaslui. Trupa antrenată de profesor Liviu Gugle și profesor Laurențiu Cosma a avut o lungă perioadă de pregătire în care a susținut numeroase partide amicale de verificare. Jucătorii vasluieni au luat parte la turnee desfășurate la Suceava, Vaslui sau Făgăraș, unde au susținut întâlniri cu echipele de știință Dedeman Bacău, Universitatea Bucovina Suceava, ambele din Liga Națională, Universitatea Bucovina 2 Suceava sau Olympus Chișinău. Au fost atât succese cât și înfrângeri, însă cei doi antrenori speră să se fie cristalizat un 7 omogen, mai ales că în această vară lotul a fost serios remaniat. Au plecat jucători precum Vasliu, Bâhnereanu, Petraru, Folocariu sau Stan, în locul lor fiind transferați Nemenco, Dospinescu, Cloșcă sau Bejnariu. Am convingerea că vom porni cu dreptul. Ne așteaptă un meci foarte greu la Iași. Dacă băieții se vor mobiliza la maxim, putem câștiga, ne spune Liviu Gugleș la finalul partidei cu Olympus Chișinău, ultima întâlnire amicală înaintea startului de campionat. Acestea au fost știrile sportive. Aflăm amănunte despre starea vremii din rubrica Meteo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile TVT. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe TV Total. Numai bine, la revedere!